admirăm coloritul splendid și foarte diversificat al crizantemilor. Și mirosul, și mirosul e cu totul aparte. Dar fiecare soi, fiecare culoare are un mirosul specific, care de multe ori ne aduce aminte de copilărie, de începutul școlii, de, chiar și de o toamnă târzie. Sunt plante care ne bucură cu coloritul lor până în decembrie, uneori chiar în ianuarie le găsim înflorite. Sunt foarte rezistente la frig. Au originei și chiar și numele interesant, crizantemă. Crizantemă înseamnă rază de soare sau raze de soare în limba turcă. Practic, crizantema provine dintr-o zonă nisipoasă, aridă, într-o zonă pietroasă din Turcia, din zona Capadociei. E o zonă în care crizantema la origine s-a adaptat foarte bine la condițiile pitrice. Deci și la noi. Noi, în general, căutăm să creăm condiții cât mai bune pentru crizanteme. Un pământ fertil, apă suficientă, lumină cât mai multă, și, însă fără să știm că aceste frumuseți se adaptează foarte bine și în condiții foarte austere. Se întâmplă uneori, știu, din transport, din manipulare, să se mai rupe câte o crenguță. Nu trebuie să ne pară rău. Aceste crenguțe pur și simplu le detașăm. Le detașăm de la planta mamă și le putem înmulți foarte ușor. Eliminăm frunzele. Eliminăm și boboșii florali. Lăsăm una, două frunzulițe pe vârf. Iar acești butași pur și simplu introducem în sol, ideal într-un ghiveci, dacă cu pământul în permanență umed. Sunt plante care au o capacitate de înmulțire foarte rapidă. Riscurile pierderii la mulțire sunt foarte reduse, deoarece se adaptează atât la un regim hidric mai bogat, cât și la o perioadă de secetă. Este ideal, dacă plantele se simt cel mai bine în soare, este ideal înrădăcinarea, să o facem în zona umbrită sau semi-umbrită. Iar apa să o administrăm pentru butaș de jos în sus, să plece din farfurie spre baza butașului de crizantemă. Este foarte important ca să eliminăm aceste floricele și frunzele, pentru că atenția în momentul când formează rădăcinile să fie acordată formării rădăcinilor, ca ulterior planta, având o bază de unde să se alimenteze, să-și atragă, să aibă de unde să atragă cât mai multă hrană. Este ideal butașii să fie ușor lemnificați. Poate ați remarcat, dacă frunzele sunt prea mari, am eliminat și o parte din frunze și am tăiat chiar de sub nod. Iar de aici vor apare primele rădăcini, urmând al doilea nod, al treilea nod. Insist pentru faptul că atunci când se rupe, datorită greutății, datorită manipulării, când se rupe vreo crenguță, vreo floricică, sună, ne pare rău, avem posibilitatea să o mulțim. Într-o floricică mică, în câteva luni ținem așa ceva, în 6-7 luni, o plantă mai mare.